Festivalul Vânătorilor cu genericul Vânător ce mândru nume, ediția a doua, a fost marcat de vânătorii din raionul Druchia. Tabăra Poinița Însorită a fost gazda evenimentului și s-a transformat într-un adevărat locaș al vânătorilor, fiind decorate cu mult spor de echipele de vânători care au participat la festivitatea dedicată lor. Colectivele artistice au pregătit un program inedit pentru toți cei prezenți la sărbătoare. Mă doare sufletul. Dar eu mă doare sufletul că ne-a lăsat sătul pe maica și tătucu. Dorule, măi, dorule, stai, bădițe, am greșit, hai, hai, zumbăiza. Stai, bădițe, am greșit, hai, hai, zumbăiza. Măicuța-i dusă la târ, hai, hai, zumbăiza. Măicuța-i dusă la târ, uite-i, uite așa. A devenit deja o tradiție botezul la proaspețelor vânători, viitorul vânător de jurământul în fața camarazilor, după care echipa din care face parte pe rând îl botează cu ureri de bine și aplicarea unei lovituri cu nuiaua. Vânătorul și domnul să păzească de tot. Bataia o e din partea mea. La popuneață, la popuneață. Gata, una, dar una. Și una. De jos. Vânător. De jos, să e un sfat. Tare și o vargă. Și mă sănătos fără primire. Stai pușca tine în mână. Sunt un vânător nou, tânăr, nu știu cum să zic. Tradiția asta în familia mea vine din partea tatălui meu, care e vânător de mulți ani. Eu, de mic copil, am participat în colectivele de vânători. Mi-a fost foarte dragă, mi-a fost plăcut acest hobby, sport, un moment de odihnă, se poate zis, și în sfârșit am devenit și eu vânător. În cadrul festivalului, vânătorii s-au întrecut la măestrie în a chema păsările sălbatice cu ajutorul unor chemătoare, pentru ce au fost premiați cei mai buni și concursurile nu s-au încheiat aici. Echipele doritoare și-au măsurat puterile în a ridica greutate, dar și la tragerea funiei. De asemenea, fiecare echipă a preparat și bucate vânătorești inedite, care au fost prezentate juriului și apoi apreciate de către ei. Este un eveniment ce a stârnit doar emoții de bucurie la cei prezenți. Este o atmosferă foarte plăcută, toată lumea e veselă. Am văzut cum pot ca să se petreacă vânătorii. Sunt foarte admirat. Ne-a făcut o mare plăcere ca să venim la sărbătoarea aceasta, să vedem pești fel de fel, raci, frigărui. E foarte interesant. Important este ca tradiția aceasta să nu se piardă peste timp, să fie menținută și respectată de vânătorii din Druchia, a remarcat Ion Lupașcu, președintele colectivilor de vânători din raion. Că toate tradițiile care astăzi se manifestă și se implementează aici, să le ducem nu numai astăzi, oare, dar să margă permanent, cum spune la noi la moldoveni, să intre în sânge, ca în fiecare an, în fiecare colectiv de vânătoare, ca să fie tradiționalul și același botez și același ziua vânătorului. Vânător poate deveni orice cetățean al Republicii Moldova care a împlinit majoratul, dar aceasta este una din câteva cele mai importante condiții despre care ne-a comunicat Alexandru Foamete. Trebuie să fie recomandații de la doi vânători din sat, care îl cunosc bine, că nu se ocupă cu prostii, asta trebuie să aibă în legătură cu arma, să respecte pe cei mai în vârstă, să nu cinstească, să fie om la locul lui, în sat doar lumea îl știe. Altfel nu putem să primim oameni întâmplători aici. Sărbătoarea desfășurată a fost organizată de Consiliul Raional Druchia sub egida președintelui raionului Ion Dascăl. Acest eveniment este pentru a doua oară în raionul Druchia. Sperăm că în continuare să aibă o istorie lungă, să fie și a 10-a și a 15-a ediție, deoarece acești oameni care sunt membri Asociației Vânătorilor și Pescarilor, care sunt vânători în raionul Druchia, trebuiesc un pic remunerați, un pic susținuți. Meseria sau hobby-ul de vânător nu este una dintre cele mai ușoare.
Și Consiliul Renal Drochea a decis împreună cu consilierii să alocăm suma de 50.000 de lei pentru a ajuta, le mai uni un pic pe ei, deoarece să mai schimbă experiența unul față de altul, să fim mai prietenoși, mai umanoși și împreună de a combate braconajul și dezvolta fauna Răunul Drochea și Republicii Moldova. La evenimentul Vânător Ce Mândru Nume, ediția a doua, au participat 12 echipe de vânători din cele 19 existente în raionul Drochia. Pentru desfășurarea festivalului au fost cheltuiți 50.000 lei, bani alocați din bugetul Consiliului Raional Drochia. Victoria Conea, Eugeniu Bulat, TV Drochia.